relația cu corpul meu înainte de operația de micșorare a stomacului a fost una, să zicem, defectuoasă, total neplăcută și, da, pot să spun, nesănătoasă. Am luat în greutate pe bază de stres. După ce am câștigat câteva kilograme în plus, am început să mănânc, dacă tot m-am îngrășat un kilogram, lasă că mănânc în continuare. Fluctuațiile au început de la vârsta de 22 de ani. M-am îngrășat, am slăbit, am mers la sală, m-am îngrășat iar. Până am ajuns la 90 de kilograme. Și pot să zic că am venit cu o moștenire genetică nefastă. Știi, genul de oameni care orice ar mânca se îngrașă sau oricât de mult s-ar înfometa, rămân oarecum grași, nu doar foarte grași. Eu sunt aceea. Mergeam la sală ca să-mi țin greutatea sub control. După 6 luni, după ce am încetat să mai merg la sală, kilogramele mele au început să se adune. Și tot așa am luat câte 3-4 kilograme pe an. Poate nu aș fi regretat atât, știi? Dar în momentul în care eu mă înfometam, trăgeam de mine cu sport și mi se părea că absolut nimic nu funcționează, a fost singura soluție pentru mine și a fost, zic eu, și cea mai bună. Sunt Navi și sunt ambasador bariatric Ponderas. Dacă vrei să vorbești cu cineva despre operația de gastric sleeve, așa cum probabil și eu mi-am dorit înainte să mă operez, sunt aici pentru tine.